Salutare First Player, sau mai bine zis, bună seara prieteni! Azi ne jucăm Iron Maiden Legacy of the Beast, este un joc gratuit în App Store, ne jucăm pe iPad. S-a lansat, cred că cu vreo săptămână în urmă și ne-am jucat deja ceva. Iată, am primit și un bonus de login. E bine ca un companion pentru albumul scos de Iron Maiden anul trecut. Iar aici avem o echipă de personaje. Este un action RPG bazat pe toată mitologia din spatele albumelor Iron Maiden și include muzică complet originală, care mă face să mă tem ca nu cumva acest preview, review sau cum vreți să-i spuneți va fi scos de pe YouTube. Eu sper să nu. Iată ce avem aici. El este Eddie, care apare în diferite versiuni. Aceste unitate foarte importantă, care servește ca un golem de taunt. El atrage ceilalți inamici să-i dea cu damage și îl scutește pe Eddie de damage. Hai să trecem la treabă. Discutăm apoi despre ce altceva mai putem face. Am ajuns la acest nivel. Avem și o poveste, mai apare de când în când un personaj să ne mai spună câte ceva, să ne mai dea un item. The Clairvoyant. Se aude un bas supărat în fundal. Iar Eddie ăsta în geacă de piele și blugi foarte strâmți, când execută un atac special și termină bătălia, țipă, cam ca Bruce Dickinson, de la Iron Maiden. Ok? Iată, avem inamicii, doi au element de... aș spune apă, dar cred că este mai degrabă un foc albastru și unul are element defensiv. Partiul nostru are bufniță, are clepsidră, na, îl lăsăm așa cum e pentru că mi se pare mulțumitor. Observați că avem și o unitate limitată, este un joc gratuit, deci ne așteptam la așa ceva. Avem acele clepsidre care se epuizează apoi stați pe bară. Sunt sigur că putem să vedem o reclamă sau ceva de gen. Iar Eddie apare în foarte multe versiuni, din ce am înțeles... putem să și plătim pentru a debloca alte versiuni. Un lucru important aici, dacă eu acum mă duc în zona superioară a ecranului și apăs X1 sau X2, grăbesc luptele și am și opțiunea de a da luptele automat. Eu acum nu fac nimic, nu apăs pe ecran, se bat golemii, Eddie și cu niște un fel de cerbi zombie cu plămânii pe afară, și ar merge la fix în armata care vine peste Jon Snow din nord. Winter is coming. E lupta se dă automat, este pe repede înainte și va fi o bătălie în 3 segmente, 3 valuri cum ar veni. Avem și unități capabile de heal, atât în rândul inamicilor cât și al nostru. Grafica nu arată rău deloc, chiar s-a lucrat foarte bine și foarte mult la acest joc. Acum o să opresc lupta automată, scădem și viteza și să o luăm pe rând. În acest moment îl controlăm pe Loop, care... poate vindeca personajele, iar întreaga mecanică de atac și heal în acest titlu se bazează pe acele cercuri care se învârt în jurul personajelor. O să vedeți imediat. Acum vine rândul, hai să vedem, am luat niște damage și acum a trebuit să atace Eddie. Ei bine, el poate să atace cu această lovitură specială, care ia destul de mult hit points. A venit din nou rândul lupului. No, este golemul care a făcut un perfect. Când se suprapun cercurile, atunci trebuie să loviți. Iată. Perfect. Și el a lovit două unități. Dar am luat damage serios. Ar fi momentul de un heal. Dar Eddie s-a enervat. Asta este abilitatea lui specială, care se încarcă într-o bară sus în stânga. Dă cu lanțuri, face urât. Și aproape l-a distrus și pe acel bufnițoi. Lovitura de grație. Și gata. Urmează acum valul 3. Animații excelente, personaje carismatice dacă vă place segmentul acela dark, gothic, rock, metal, supărare, mitologie alternativă. Și hai să întărim niște unități. Tocmai a făcut taunt, deci numai pe el vor ataca de acum încolo. Acum vindecăm personajele. Trebuie să facem tap cât mai mult sau să facem tap când se suprapun cercurile. Acestea ar fi cele două mecanici de bază. O luptă strânsă, pentru că cerbolupii ăștia sunt puternici. Iar creatura aia arată rău de tot. Aia verde mă refer. Și dacă nu mă înșel, poate să dea și heal, ceea ce o face și marea. S-a dus un cerbolup. Putem să-și alegem ținta, astfel că putem să începem cu o unitate care vindecă, pentru ca pe viitor să nu mai vindece, să ne irosească timpul. Opa, am pierdut câinele și se anunță treburi serioase. Sunt curios dacă va fi un timp de heal, pentru că e prima oară când pierd o unitate de când joc acest titlu.
îl vedeți la firstplay.ro. S-a lansat câteva zile în urmă, îl găsiți în App Store. Pe Play Store nu l-am văzut încă. Ca de obicei, exclusivitățile durează ceva. Și s-a vindecat și a trecut și problema de status. Să sperăm că nu o să o luăm pe cocoașă. Va trebui să ne axăm pe acel inamic, pentru că el poate să vindece și dacă el vindecă, atunci ne irosește atacurile speciale. Iar face Eddie o mișcare specială și o să dea foarte mult damage. Acum va deveni o formalitate totul. Lupul este la un pas distanță de a deceda. O să avem și modificări de status pe viitor. O travă, ați văzut și voi attack down și altele. Ați auzit și urletul trademark al lui Eddie. Am luat și un fel de 3 steluțe, de fapt 3 capete. Am mai făcut și level up, am luat bănuți, am luat o clepsidră și 3 cristale. Cristalele sunt foarte importante aici. Nu neapărat cristalele, cât aceste shards, din câte știu eu, le aruncăm într-un fel de vortex și se transformă în suflete, adică creaturi, adică luptători în partiul nostru. În fundal sau niște melodii cu acea chitară specifică Iron Maiden, tunată în anumit fel. Iată skillurile. Avem Fury și ceva nou aici. Attack. Putem debloca ceva? Nu. În zona de talisman. Hai să vedem ce putem face aici. Trebuie să trecem de un anumit nivel de evoluție. Așa că deocamdată stăm cu minții. Ok. Am aranjat unitățile după un anumit criteriu. Ne întoarcem aici. Avem și un starter pack care costă 6 euro cu o grămadă de resurse. No thanks. Arena nu s-a deblocat încă. Va veni cu un update viitor. Acolo ne vom bate PvP, evident. Book of Souls. Aici aruncăm aceste shards și primim creaturi. Este un joc supărat. Este un joc foarte metal. În ziua de azi nu prea mai avem jocuri metal. Cred că și Ozzy putea să-și facă un joc de genul ăsta, dar nu prea mai știe pe ce lume e. Ok, Troopers. Ce sunt ăștia? My Troopers. Sunt gamer real, ca și mine. Și le pot folosi championul lor în luptă, foarte interesant. Socializăm, facem alianțe. Iar acesta este un rock golem. Acesta este un imp. Și încă un imp. Hai să vedem ce se întâmplă dacă îi dăm power-up. Pentru asta trebuie să folosim aceste cristale. Avem unul foarte puternic, care mă costă foarte mulți bani pentru upgrade, așa că nu încă. Acesta este un possessed mine, o clepsidră supărată și o bufniță. Ia să vedem, power up, vrea cristale. Evolve, combinăm materiale, deci foarte multe lucruri de făcut aici. Și bătrânul Eddie, el cred că merită o evoluție. Nu avem cristalul necesar. Power up. Ce să-i dăm noi, ce să-i dăm noi? Hai să cheltuim 1000 de cocozauri. I-am trecut atacul la nivelul 2. Acum mă simt încrezător să trecem mai departe. N-am deblocat încă lumea egipteană. Ok, ce văd eu aici? Este un quest. Îmi trebuie 3 scaluri ca să ajung acolo. Iar vedem o bucată de poveste. Dacă știi pe de rost mitologia din albumele Iron Maiden, o să savurezi titlul ăsta. Dacă îți place vibe-ul death, doom, metal, creaturi dubioase, scheleți, zombie, lilieci și altele, o să-ți placă iar jocul. Dacă vrei un action RPG bun, din nou, o să-ți placă jocul. Grafica arată ok, sistemul este rezonabil, e un joc gratuit, dar nu te bate la cap cu pay-to-win-uri, deci mie îmi place. Mai vine și arena în curând. Vreau să văd mai mulți Eddie, cam asta ar fi ideea. Și vreau să aud o muzică un pic mai complexă, eventual și cu ceva voce. Nu doar riff-uri. Să trecem la treabă, adică la luptă. Se mișcă bine lucrurile. Până acum am văzut elemente foarte multe de gheață și de foc. Și aștept și un boss battle cât de curând. Apropo, albumul Book of Souls nu e rău deloc.
trei creaturi foarte creepy. Cea din mijloc, cred că dă cu o travă și știe și healing. Eddie este la nivelul 17, în vreme ce Golemul e la nivelul 2, iar Lupul la nivelul 4. Inamicii sunt la nivelul 7, deci avem un mic handicap pentru sidekicks, evident. Edici folosește blazarea specială și face prăpăd. Încă o lovitură și îl rezolvăm pe băiatul ăsta cu coasă. Gata. Ultimul val, boss wave. Doi supărați și un bufniț. Niște dialog. Puny mortals. Mă rog, nimeni nu e mortal aici. Este un fel de bătălie între facțiunile ale biatului, dacă ar fi să zic așa. Chiar nimeni nu e om sau înger sau bun la suflet. Hopa, un mic handicap aici, dar o lovitură specială a lui Eddie ar trebui să rezolve treaba. Mai dă taunt și copacul, mă rog, golemul și stăm bine. Probabil că v-ați prins că acum ne jucăm pe automat. Cam așa vom face grinding la urma urmei, jucând automat. Sper să nu se mai vindece ăla iar. No. So far so good. Și e momentul ca Eddie să învârtă lanțurile, să facă prăpăd. Dacă ar fi să dau o notă jocului ăstuia, cred că aș da un 8.70. Nu prea mă omor după jocurile care poți să le pui pe automat să pleci din cameră. Pe de altă parte, grinding-ul și repetitivitatea riscă să omoare un joc. Partea bună e că am jucat vreo 20-30 de minute și am și primit destul de multe unități să bag în party. Dar m-am obișnuit cu golemul și cu lupul, deci, na. Book of Souls, să vedem ce avem aici. Iată, e din diferite ipostaze. În Egipt, Vampire Hunter, Nazist, Pe Lună și multe altele. Ia să vedem ce primim noi aici. O creatură care n-are picioare. Este Speed of Light Eddie, un Eddie digital, care pare foarte puternic. Sunt curios dacă pot să am doi Eddie în party, foarte puțin probabil. Și o țeastă cu niște aripi foarte mici, Meathead. Aduz de la Meatloaf, nu cred. Ok, în continuare aici, încă un nivel de blocat. Interesantă interfața asta 3D-ish. Sunt curios dacă acum ajungem la boss sau abia mai încolo. Iată nivelul de dificultate, normal, hard sau madness. Și aici avem drop info. Aici setările. Și hai să vedem echipa. Cred că o să bag Eddie-ul ăla în acțiune. Cum îl luăm în party? Asta e marea întrebare. Hai să vedem. Cred că l-am pus deja, apăsând pe acea coroană, sper să nu mă înșel. În fine, hit points mult mai puțin decât acesta. Se cere și un power-up. Îi dăm băiatului un cristal. Îi dăm băiatului multe cristale. Tocmai a trecut prin multe nivele. Și e destul de puternic. Dar nu a crescut HP-ul foarte mult. În fine. Ok, my team. Sper că l-avem pe Eddie-ul ăsta în party. Trecem mai departe. Am uitat să mă uit la abilitățile sale speciale. Skills. Tainted Attack, Twisted Trade și Fury. Tare băiatul. Talisman de aplicat. Nimic deocamdată. În fine, revenim la luptă și sper să avem Eddie-ul cel nou. Din nou poveste, din nou clairvoyant. Sincer, poveste cam bla bla, mă așteptam la un pic mai mult. Avem un maestru misterios, avem niște minioni răi, niște Iron Eye din când în când. Și cred că e momentul de luptă cu boss, da, avem o luptă cu un boss. Hai să vedem acum. Remove one of the Eddies, l-am pus pe Eddie-ul ăsta. Minionii sunt cam subțiri. Trepidează un bas, pam pam pam, și hai la battle. Cred că o să o fur rău de tot acum, pentru că nu sunt familiarizat cu acest nou Eddie, digital, fără picioare.
Cam asta se întâmplă dacă stai prea mult la computer. Pierzi picioarele. Exagerez, evident. Hai la treabă, băieții. Hai să vedem ce face puterea asta. Cât damage. Wow. Și mai poate să dea. Stăm bine, bine. Până nu luăm damage. Eu am un lup de, să zicem, gheață sau foc albastru. El are un lup de foc. Ia să vedem ce face puterea asta. Wow. A dat mult damage. Foarte tare. S-a enervat lupul. Și-a dat heal. Și-a luat viața de la mine. Gata cu primul val. Trecem la următorul. Patru inamici. O să doar asta. Hai să încercăm să facem ceva. O să atacăm întâi băiatul ăsta. Știu că ăsta poate să vindece. I-a dat un perfect. Trebuie să-l eliminăm neapărat acum, altfel începe să-i vindece pe alți. N-a reușit. A fost aici un pic de lag, nu știu dacă s-a văzut. Și a vindecat, după cum spuneam. Aștept și abilitatea specială al noului Eddie. Nu s-a văzut încă. O să-l vindec pe Eddie. Și hai să mai dăm o lovitură. Au rămas cerbolupii. Și chiar vreau să văd ce știe bossul. Sper să aibă o animație interesantă. Îmi păstrez abilitatea pentru mai încolo. Sper că n-am ratat-o în această ocazie. Îi dăm heal cățelului. Și dăm cu Eddie. Iar acum, marele boss este Burning Man. Scarecrow din Batman, varianta care a fost lăsată prea mult pe grătar. The Wicker Man. Ce chitară? Ce chitară tare în spate? Hai cu abilitatea. Wow, mega damage. Scăpăm de minioni și rămâne omul în flăcări. Na, s-a vindecat băiatul. Wow, o tonă de damage, nu e bine deloc. Ăsta are chef de vorbă, nu are chef de luptă. Din păcate, câinele nu poate să mai dea heal. Deci avem o mare, mare problemă. Hai să dăm niște taunt. Perfect. Hai că nu stăm așa rău. Și încă o lovitură. Ar trebui să-l dovedească pe nenea asta. Gata. S-a dus bossul. Primul boss din jocul Iron Maiden din App Store. Un mega cristal. Victorie, level up pentru toată lumea, XP la cantină pentru toți. Și ne-a crescut și rank-ul și am primit și o grămadă de bonusuri. Talisman, Wicker Man Eddie, toată lumea fericită. Book of Souls, super joc, super album. Este gratuit în App Store, recomand să încercați pe iPhone, iPad, ce mai aveți voi. Mă gândesc că trebuie să aveți măcar un iPad mini Retina, la urma urmei pe asta n-am jucat și eu. Am luat niște Ironite și am ajuns în Egipt. Ok, Kingdom of the Sands. Acesta este ID-ul meu, poate ne duelăm în arenă la un moment dat. Tocmai am jucat titlul, hai să vedem cum îi zice, pentru că mereu uităm titlurile. Ok. Trebuie să aibă un about aici. Vine să zic Book of Souls, dar este Legacy of ceva. În fine, jocul Iron Maiden, o să-l găsiți voi imediat în App Store, poate în curând și în Play Store, l-am jucat la firstplay.ro
și este foarte tare, este un action RPG cu personaje carismatice, animații arătoase și este cel mai metal joc pe care îl găsiți la ora actuală. Cam atât la firstplay.ro, îi dăm o notă de, hai, un 8.70 și ne reauzim când îl mai jucăm. La revedere!